Curtea asta așteaptă asfaltată de mulți ani. Trecut deja câte un mandat de primar pentru Gabi Firea și Gabi Mutu. Au venit săptămâna asta utilaje în curte și au rugat să evacueze mașinile. Oamenii le-au evacuat cu minți, dar utilajele au venit. Au lucrat câte jumătate de oră în fiecare zi. Azi au lucrat doar 5 minute. Au evacuat niște gunoi și atât. Și-au dispărut. Deci iată cum a trecut prima săptămână de șantier. Credeți că le ajunge un mandat să facă lucrarea asta sau o să mai ceară unul? Drumul taberei București, capitală europeană. O lucrare atât de simplă și atât de greu să face. Și voi vreți autostrăzi, voi vreți spitale regionale, ce mai vreți? Gabi Firea și Gabi Mutu s-au gândit măcar la sfârșit de mandat să lupte cu băltoacele din curtea noastră. Au venit luni dimineața utilaj, au început să distrugă ce găseau betonat prin curte. Au pretextat că mașinile nu s-au mutat, așa cum au cerut ei, dar au cerut în ajun. Au pus anunțuri în parbrizele mașinilor, n-au anunțat din timp. Și după o oră de muncă au plecat. Au revenit marți. Au mai dat odată cu excavatorul sau cu ce mai era pe cameră pe acolo. Tot vreo jumătate de oră au lucrat. Au evacuat o Dacie roșie care nu părea să fie frecventată de proprietar și iar au plecat. Azi au venit cu aparatul ăsta la ora 9. Au pornit motorul, au adunat o grămadă de pietre, 10 minute, au oprit motorul și gata. Deja 3 zile lor o să le apară că au lucrat, nu? Oare cât timp? O lună? Toată vara? Încă un mandat o să vrea ca să asfalteze curtea asta. Încerc să rup toată ziua așa au făcut. Cum au găsit ceva metale și au chemat o mașină din Tellerman să le evacueze. Cam cât o să dureze lucrarea asta? O curte de 100 metri pătrați s-ar putea să fie asfaltată toată luna. Primele 3 zile au trecut. Cel care colecta fiare vechi se interesa de mașina asta și muncitorii i-au spus că e abandonată, că proprietarul a decedat de mult și n-a lăsat urmaș și acum așteaptă poliția să o evacueze. Dar până acum ce au făcut? De ce au așteptat să înceapă șantierul și după aceea să afle care mașină are proprietar, care nu? Câte 5 minute pe oră lucrează ăștia. Halal randament. S-ați plătiți pentru ora întreagă.
joi, în a patra zi. Au intrat în curte cu camionul ca să evacueze bucățele de beton vechi, dislocat. Oare când, în cât timp o să vină cu celelalte utilaje și material? Fiecare zi utilajele veneau la 9. Făceau 5 minute zgomot, după care uite așa, se opreau. Și lucrau maxim jumătate de oră toată ziua. Azi au venit la 11 fără un sfert. Și ce credeți că o să se întâmple? E a 5-a zi. De o săptămână lucrează la bucățica asta de curte. De 7 metri pe 70. Când credeți că o să avem stadion? Odată cu metroul din drumul Taberei? Stadion. Teren asfaltat, să nu mai fie băltoace ca la țară.